Whoa. Deci, poate să pună punctul PJ. De ce nimeni nu spune a pus punctul PJ? Și jară un punct. Ai Mihai, știu că poți să ne hajarezi pe toți. Asta afle și viorii noștri de ce... Mihai, te rog, cântă un rap. Eu o să fac beat-ul, ok? Cântă un rap despre cât de greu grea e viața în Mario 3. Păi... Ok, ești gata? Ești pregătit? Păi, zic și eu că e grea viața în Mario 3 fără nivelul special. Așa, fă un cântec despre nivelul special. Eram un copil și voiam să... La, pe camere. Vrei să încerci din nou? Ce? Rap-ul. Nu. Come on, acum poți fi mai concentrat. Ok, continuă cu Boots and Cats. Eram un copil și nu știam de jocul ăsta. Așa că am continuat să îmi trăiesc viața până când am dat de ăsta. Și mi-a arătat jocul ăsta. Și am dat de un singur nivel pe care știu să-l fac. Și dintr-o dată a venit peste mine acum bulangiu și nu m-a lăsat să termin. Gata, Andy, trebuie să te crești. Să stem. Bine să-mi mă sinucid. Da, și mie. Pentru că cineva nu m-a lăsat să-mi fac jocul. Cum naibii să fac greșelile astea tâmpite? Cum să fim... Cum să filmăm de 34 de minute și să fim la lumea a doua? Nu pot să cred. Dacă te ajută cu ceva, cam pe aici eram și când jucam normal. Aoleu, nu... Nu te ajută de ce? Ce se întâmplă cu mine? Nu înțeleg. De ce nu reușesc să joc jocul ăsta cum îl jucam în tinerețile mele? Pentru că dintr-o dată nu mai te opri din a fi un nit. Un ce? Un nit. Ce e aia? E versiunea de weeb pentru cei care stau pe internet mereu. Eu nu stau pe internet mereu. Stăteai pe internet. De asta zic, te-ai oprit din a fi un nit. Ce-i cu termenii ăștia de millennials? Fucking millennials, au ruinat totul. Da. Fucking futu... Gata, l-omor, să mor eu. Să mor eu, da. De dracu, de animal. Animal împăiat. Oh. Eu încă n-am reușit să trec de primul nivel și nici nu cred că... Ah, ba da, uite, pot să continui. Ok, Toad, arată-mi ce ai. Scuze, Andreea îmi trimite o poză cu pisicile ei. De ce? Ca să te facă să te simți mai bine sau ce? Da. Stai așa, tu continuă acolo. Cumva o să păstrezi pozele cu pisicile ei. Poți să iau și așa. Mihai, fii atent aici. Așa. Alo? Stai. Alo? Cum? Ok, acum spune alo. Ok, alo, bună seara. Wow. Îți dai seama cât de surreal o să fie când o stuiezi episodul ăsta? Andy! Da! Ce se întâmplă? Filmăm! Ah, Mihai! Tu nu-l auzi pe Mihai că-i în căști? Oh! Uite, vezi? Acum ar fi fost bune... Acum ar fi fost bune niște boxe... Lipsa căștilor? Da.
E ca și cum noi credem că arătăm, o arătăm pe Andreea fanilor, dar de fapt o arătăm pe Andreea Andrei, îți dai seama. Super! Nice! Merge aboce! Ok, o să joc cu o mână. Andrei, da, ce părere are. Și? Ia-ne și pe noi. Da, fa. Eu cu tine telefon. Ce voi vă jucați? Oh, wow. Chiar mă descurc cu o mână. Mai bine decât cu două. Andi, înceabă ce părere are până acum de ea. Ce? Înceabă ce părere are până acum de ea. Cum adică de ea? Ce părere? A. Ah. Oh. Am murit. Pentru că am jucat cu mână. Întreabă ca să aibă un până. Nu, nu o să o întreb. De ce? Întreabă-mă. Ce părere ai de tine până acum? Sunt destul de... degeaba. Deci e ok. Wow. Ah, fuck. Tot uit că nu mă aude. Da, și eu uit că nu te aude. Andy, ia-ți niște boxe. Ce? Ce trip? Eu? Mihai. Da. A zis da. Super. Păi, bănesc că nu o să ajungă nicăieri conversația asta, deci. Nope, eu tot trebuie să mă duc să fac baie. Voi ați fost... să arăt pisicile. O baie plăcută, cu bulbuci. Ai fost un filă bun. Plăcut în continuare. Vedem după aia pe Discord. Să nu te neci. Păi asta a ocupat niște timp. Comedy genius. Sunt un comedy genius. Ah, Mihai, poți să-i dai continue dacă vrei? Oh, am uitat. Că trebuie să... Nu! Nu trebuie să o luăm de la 1, o luăm de la 3. Cum? Ah! Pe aici? Da? Asta vrei să zici? Da. M-am speriat. Dar serios. Mă simt jenat să pun asta pe YouTube. Știi și tu că sunt mai bun la jocul ăsta. Știi și tu că pot mai bine de atât. Da, da, și fanii noștri știu pentru că și ei s-au uitat la prima parte din... Da, sunt sigur. Da. Păi nu știi că eram super mega faimos înainte. Eram că zici super mega best friends. Nu. După mine eram super mega best friends pentru că alți prieteni n-aveam. Păi, asta a fost un episod trist. E timpul să devin serios. Steaua! Wow! Corect. Oh, o să fac nivelul 1 ca să pot să ajung la ala de... Nu! Dar vreau să... Mihai! Andy, e visul meu. Mihai, mai greșești mult butoanele? Andy? Da. Ține-te. O să avem un Tumblr dedicat chestiilor la care putem da trigger, cum ar fi sinucidere, din cauza ta. Oh, serios? Sinuciderea e un trigger warning? Da, este. Chiar? Pentru cine? Cum va face să se sinucidă cei care au de sinucis? Da. În episodul următor, pregătim ștrangul.